Și la acest final de săptămână, Asociația Eurodemos a continuat să informeze ieșenii privind impactul politicii de coeziune a Uniunii Europene în Iași și avantajele pentru România ca stat membru al Uniunii Europene. Activitățile au fost de tip punct de informare în diferite zone ale municipiului. Punctele de informare au fost organizate în Parcul Voievozilor și în Piața Unirii. De data aceasta, ieșenii au aflat despre proiectele care s-au realizat în Iași cu sprijinul financiar al Uniunii Europene prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul de Coeziune și Fondul Social European. Echipa EuroDemos s-a organizat și flash pentru a atrage atenția a cetățenilor asupra punctelor de informare. Cei peste 50 de copii și tineri participanți au avut costumații special create pentru aceste evenimente, pelerine și ținute în culorile drapelului Uniunii Europene. Aceștia au defilat cu drapelele statelor membre ale Uniunii și au împărțit baloane și calendare ieșenilor. Cetățenii au fost invitați să se informeze privind politica de coeziune și proiectele realizate în Iași cu fonduri europene, participanții la activitate primind astfel materiale informative, iar opiniile lor fiind notate de către promotori. Activitățile de tip punct de informare sunt organizate în proiectul Cunoașterea Politicilor de Coeziune, Factor de Consolidare a Identității Europene, proiect implementat de Asociația Eurodemos cu sprijinul financiar al Uniunii Europene.